Clădirea și curtea Preparandei Arădene va fi plină de viață în această vară. Centrul Municipal de Cultură împreună cu Liceul de Arte Sabin Drăgoi au început atelierele de creație sub titlul Vara de Arte. Luni dimineața au găsit zeci de copii care își puneau la lucru imaginația și îndemânarea sculptând în plastilină. De ce te-ai hotărât ca în vacanță să vii la acest atelier? Pentru că m-au scris părinții. A, și ție vii de nevoie sau a început să-ți placă? Îmi place, da. Eu modelez aici o pisică care stă pe un covor alături de doi șoareci, pentru că pisica mea nu are bai de șoareci, ea nu îi mănâncă, doar se joacă cu ei. A meu e un tigru. O pisică mai mare, nu? Da. De ce ai ales să faci un tigru? Pentru că mi-i plac foarte mult. Ai vrea să ai una acasă? Da. Spune-ne, de ce ai venit aici, deci la acest atelier în vacanță? Pentru că mie îmi place școala și am mult timp liber. Păi, în primul rând, este o acțiune foarte, foarte bună a Centrului Municipal de Cultură. O acțiune în care copiii vin și își lasă creativitatea în volum, prin plastelină. Și e un lucru foarte bun pentru ei și asta îi ține cumva... Îi ține în priză, în forma creativității și a sufletului creativ. Copiii sunt foarte entuziaști, din păcate avem un număr limitat de locuri, dar sperăm că de anul viitor vom crește numărul acestor locuri. De luni până miercuri dimineața au loc ateliere pe trei domenii, textile, modelaj și iconografie, iar joi seara de la ora 20 în aceeași locație au loc ateliere de actorie care se dezvoltă în adevărate spectacole de teatru.